De când a devenit parlamentar de Giurgiu, Florian Nicolae acordă la fiecare sfârșit de săptămână audiențe la cele două cabinete deschise în cartierul Tineretului și la Centrul Cultural Ion Vine. Rezolvarea problemelor cât mai rapid și mai eficient îi face pe giurgiuveni să fie mult mai mulțumiți de faptul că cineva le acordă atenție în cazurile lor. Lipsa locurilor de muncă, ajutoare financiare, dar și găsirea unor soluții în probleme de sănătate sunt cele mai frecvente cazuri cu care parlamentarul giurgiuvean se confruntă zilnic. Costel Vasilache este liderul de sindicat al Serviciului de Ambulanță Giurgiu. Preocupat de soarta oamenilor pe care îi reprezintă, bărbatul a venit să ceară sprijin în a o putea ajuta. Femeia suferă de o boală necruțătoare. Colega noastră a fost ajutată și din partea sindicatului, și din partea colegilor, și din partea conducerii Serviciului de Ambulanță. Avem sprijin și din sprijin mai mult moral din partea colegilor. Și de aceea am dorit să apelăm și la dumneavoastră, am să vă înmânez un memoriu, să vă prezint situația colegiei noastre, la care am atașat și actele medicale. Și am dorit ca în limita posibilităților dumneavoastră și să ne puteți ajuta, ca și colega noastră să poată să treacă peste această grea încercare la care a fost supusă. O să facem o adresă pentru informare și pentru sprijin și luare în evidență atât la Consiliul Județean Giurgiu, cât și la Primăria Municipiului Giurgiu, urmând ca și noi, prin eforturile și prin competențele noastre, să mediatizăm prin mijloacele media locale acest caz, pentru că trebuie să găsească sprijin de la cetățenii orașului, cu de altfel mulți cetățeni se confruntă cu astfel de probleme. Mai multe aspecte de la audiența deputatului Florian Nicolae puteți urmări în cadrul unei ediții speciale imediat după jurnal.